fetelor, nici nu știam că pe aici există magazine de haine atât de faine. Sunt mai faine decât cele de la noi. Da, nu m-aș fi gândit că îmi voi cumpăra niște haine atât de drăguțe. E atât de ciudat, casierii arată ca voi, securitatea arată ca voi, e foarte neobișnuit. Obișnuiește-te, Maria. Oh, uitați-vă, băieții ne așteaptă. Iubita mea e cea mai drăguță. Nu, scuze, prietene, dar a mea e mai cool. Nu vă mai certați, toate sunt drăguțe. Maria e superbă și e om. Bună, băieți! Băieți, de ce nu ne-ați spus până acum că aveți atâtea magazine de haine? De ce? Ne-ați arătat doar magazine cu machiaje. Zac, ți-am cumpărat o pudră. Tu o vei folosi pentru că nu-mi place că ești mai bronzat decât mine. Nastea, nu-ți face griji, voi deveni un zombie, promit. Fetelor, cred că ar trebui să plecăm. Deci, iubire, vii cu mine? Zip, mi-ar plăcea, dar știi că eu conduc. Fetelor, haideți în mașini, ne vedem acasă. Acolo ne veți arăta hainele pe care le-ați luat. Așa vom face. Noi mergem cu fetele. Ok, fetelor, ne vedem. Plecăm, dar să nu băgați viteza așa mare, da? Zip, ne vedem. Prieteni, avem o misiune importantă. Diana, sper să redevenim prieteni cu colegii. Voi merge și le voi spune: colegi, vreți să fiți prieteni cu noi? Vrem să trăim în pace. Fetelor, vom merge acasă, ne vom schimba de haine și apoi vom face o înțelegere cu colegii noștri. Dar dacă colegii nu vor fi de acord, îi vom face să arate ca noi. Nu? Mhm. Să sperăm că vor lua alegerea corectă. Și dacă refuzăm? Zip, atunci vor deveni ca și noi. Ce vreți, șobelanilor? Profesor, mai că ați auzit? Ați auzit? Vrem să nu te mai machiezi atât de strident. Ne enervează machiajul tău. Profesor Mike, eu nu știu ce vor. Nu știu. N-am mai auzit așa ceva? Fetelor, Iana și Lea, aș fac griji pentru voi. Ele sunt drăguțe și nu au nevoie de machiaj. Aha, cele mai drăguțe. Sunteți prea agitate, lăsați-ne în pace. Ne vom machia când vrem și de câte ori vrem. Vom vedea, noi vom vedea. Toate machiajele voastre vor ajunge la gunoi. Fetelor, mai bine le-ați asculta. Oh, cred că sunt doar geloase pe cum arătăm noi. Sunt geloase pentru că noi chiar știm cum să ne machiem. Niciun eyeliner nu poate să facă. Ok, fetelor, lăsați-le, nu le mai băgați în seamă, bine? Nu mai să încerce să nu fie de acord. Colegi, vom avea o petrecere și eu voi fi DJ-ul. Mi-am schimbat chiar și culoarea părului, vedeți? Pizza, tu nu ești asta, nu ești iubita mea. Ice, accept odată. Pizza, ești așa de cool, vreau aceeași frizură ca tine. Nu, Carina, dacă vei avea părul așa, ne vom despărți. Ice, ori ne dai banii pe care ți-am împrumutat, ori burgeri, nu mai putem aștepta. Hei, nu mă enervați, nu avem nici carne și nici bani, nimeni nu ne lasă bacșiș. Ce să facem? Ai scris că suntem fraieri? Știm că vrei să-ți cumperi o mașină, ai bani! Haide, vrem banii! Ascultați, vom cumpăra mașina și apoi vă vom da totul. Fotbaliștilor, eu și Thomas stăm aici, certați-vă când nu suntem prin preajmă. Mergeți altundeva! Nu înțeleg, care e problema cu el? Thomas, ce ai spus? Mama, fuge! Stai, Costea, ascultă, știi cine sunt eu? Nu-mi pasă cine ești, poartă-te frumos oricine-i fi! Nu faceți scandal pe aici. Uitați, iubitul Carinei se ceartă cu fotbaliștii. Da, provați, că haide și noi. Eu nu mă bag în treburile altora. Stop, mai bine am vorbit despre picnicul de mâine. Brovatski, tu aduci sandvișurile, Patrick, tu prăjiturile pe care ți le-a dat mama ta, iar eu voi lua pătura și limonada. Hei, Zalina, te pregătești? Hei! Stați, ați fost la cumpărături și nu mi-ați spus și mie. Băieți, bine ieșiți, trebuie să ne schimbăm. De-abia aștept. Fetelor, știți ceva? Nu cred în acea prietenie. Maria, taci, cine nu participă nu are cum să câștige. Ok, hai să ne pregătim, da. Vai, toate hainele mele bune sunt acasă la mine. Oamenii ăștia nu merită să arate bine. Vor crede că sunt unul de ei lor, pentru că sunt om. Fetelor, de un an visez la rochia asta. Cine ar fi crezut că voi găsi într-un magazin pentru zombie? Fetelor, uitați ce rochie am eu. Ca de păpușică, vedeți? Fetelor, sunt șocată de aceste cumpărături. Uitați ce bluză mi-am cumpărat, uitați-vă! Fetelor, magazinul avea și mărimi mici. Uitați, asta e fix pe mărimea mea, e minunată! Da, fetelor, ne mai trebuie și un salon de unghii aici. Și un magazin de machiaje. Așa viața ar fi perfectă, da?
Bine, fetelor, să ne pregătim și să le cerem prietenia colegilor noștri. Cred că totuși e o idee rea, știți? Nu, va fi tare ca oamenii să fie prieteni cu noi. Poate am putea intra în echipa de fotbal sau ceva, nu? A? Sau basket? Băieți, sunteți ratați, nu vă vor dori în echipele lor. Ascultă, Zu, poate pe tine nu te vor lua. Noi suntem tip cool. Băieți, ce toți șușotiți? Nu, Zalina, suntem băieți, nu poți intra asta. Eu sunt sora voastră, trebuie să știu totul. Zalina, suntem băieți. Nu, băieți, nu înțeleg. Ascundeți ceva de mine, cumva? Zalina, și frații tăi pot avea secrete. Doamne, e atât de enervant, dar n-am mai văzut ceva. Zip, nu uita că e sora noastră. Deci, sunteți gata? A? Eu sunt gata. Fetelor, ce credeți de rochia asta? Wow, îți stă minunat! Da, fetelor, îmi place așa de mult și voi arătați foarte bine! Unde mergeți? A? Spuneți-mi! Oh, a venit Zalina! Zalina, avem și noi secretele noastre! Nu te vom lua unde mergem noi? Nu vei fi binevenită acolo! Schimbă-ți atitudinea, Zalina! Mă voi gândi cum să scap de voi! Oh, fetelor, sunteți așa frumoase! Wow! Vă place? Băieți, mirosiți atât de frumos! Mergem, deci? Haideți, să sperăm că vom reuși, nu? Totul va fi bine! Frații mei au uitat de mine de când au început să vorbească cu fetele astea. Cu mașina? Nu, pe jos! Dacă vom lua mașina, va fi prea mult! Thomas! Opriți-vă acum! Oh! Elevi, ce se întâmplă? Ne dezurcăm noi, profesor Mike, e totul bine. Vă urăsc pe toți cei care țineți cu Thomas. Dima, eu te-am susținut. Fița, ar trebui să fii mai grijulie. Thomas, sunt așa de mândră de tine, ești așa cool. Profesor Mike, cred că avem niște băieți puși pe scandal aici. Dima și Thomas nu au stare, să-i dăm afară. Eu cred că ar trebui să o dăm afară și pe Carina, nu doar pe Dima și pe Thomas. Da, sunt dezamăgite de fotbaliști. Aha, și voiam să ieșim cu ei. Sunt așa de slabi. Thomas aproape l-a trândit pe Dima. Dragilor, stați! Ați văzut asta? Se bat acolo. Poate nu e momentul potrivit pentru oferta noastră? Vai, ne-am îmbrăcat degeaba așa frumos. Numai să spună nu. Aha, că dacă o să spună nu, o să-i transformați în zombie și apoi ce? Voi rămâne singurul om normal de aici. Ok, bine, haideți să încercăm. Opriți-vă! Ce caută aici palizii ăștia? Plecați, nu sunteți bineveniți aici. Voi ce căutați aici? Elev, să nu ne mai certăm, mergeți la casa voastră. Vai, majoritatea zombii sunt așa ciudate. Știam că nu se vor bucura să ne vadă. Na. Zips! Colegi, ascultați, am venit cu gânduri pașnice. Știm că suntem diferiți, dar vrem să fim prieteni cu voi. Da, vrem să stăm cu voi în fiecare seară. Să cântăm, să ne jucăm. Da, sunt de acord cu tot ce s-a zis. Eu nici nu arăt ca ei, semăn cu voi. Nu vreți să ne dați mașina înapoi? Ne-au furat mașina. Ați văzut cu ochii voștri, n-ar trebui să vă împrieteniți cu ei. Dacă vă veți calma, vă vom da mașina înapoi, zimlu treabă. Ascultați, fotbaliștilor, nu avem nevoie de mașina voastră. Ne putem lua alta mult mai frumoasă. Nu mai veniți aici. Ba, eu nu înțeleg, zombii au venit aici cu pace să se împrietenească și ei sunt așa ursuzi. Să strigăm că noi suntem de acord. Ok, noi susținem pacea și prietenia. Priți așa, îi spărăsiți duba. Ceea ce faceți voi se numește trădare. Ok, am înțeles, nu vreți să fim prieteni. Unde sunt basketbaliștii și mascota? Knopă, crezi că ei vor vrea să fim prieteni? Vor fi împotriva noastră. Bine, colegi, vom pleca, dar veți regreta că ați refuzat să vă împrieteniți cu noi. Noi am vrut să fim drăguți. Plecați odată! Nu mai avem nevoie de alți ratați. Îmi pare așa rău, ele erau majoretele banii de care eram tare mândru. Profesor Mike, lăsați trecutul. Ne-au abandonat! Knopa, cum să ne abandoneze? Sunt doar niște ratați. Unde vă sunt basketbaliști, nu? Apropo, da, a fost ciudat că ei nu erau acolo. Dar ar fi trebuit să vorbim cu ei mai întâi. Fetelor, sunt foștii voștri, nu vor fi prieteni cu voi. Ne-am aranjat degeaba, ne-am folosit degeaba parfumul cel mai scump. Nu e nimic, Zip, să mergem la cafenea, măcar atât să facem. Cine vrea? Toată lumea! Minunat! Zip, poți fi gentleman pentru iubita ta? Băieți, le-am văzut pe majorete mergând undeva cu zombii. Erau cu bagaje, deci presupun că au fost la shopping. Și noi nu putem face nimic, doar stăm aici în casă.
Ce e asta? Și care e problema? Ești gelos? Du-te la zombie atunci. Ce ne spui asta? Vrei să ne strici starea? Băieți, gata cu cearta. Da, au fost la cumpărături. Mi-au spus asta. Să mergem și noi atunci. De ce nu ne-ai spus? S-a întâmplat acum ceva timp. N-am acordat multă atenție, da. Data viitoare s-a cors. Trebuie să știm totul. Ai auzit? Ok, vă voi spune totul, dar dacă fetele vor afla, mă vor omorâ, nu alta. Dacă mi-ai ascuns de noi lucruri, te voi omorâ eu. Cum sunteți, basketbaliștilor? Stați aici, a? Ați ratat așa un spectacol. Au venit fostele voastre iubite. Imaginați-vă, au venit să ne ceară prietenia. Aha. Dar noi le-am ținut piept așa de bine. Ce? Au venit și noi le-am alungat niște palizi. Oh, profesor Mike, ne folosiți vorbele acum? Fetele voastre au devenit așa urâte, nu pot să cred. Unde sunt? Încă mai sunt aici? Băieți, au plecat. Au sărit în mașini și s-au dus, cât mai departe de voi. Vai, ce-am pierdut. Da, e așa de trist, nu? De ce vă mândriți? În mod normal ar fi trebuit să deveniți prietene cu ele. Majoretele zombie nu sunt majorete pentru noi. Ne sunt doar dușmani. Nu, ați văzut asta? Ne-au cerut să fim prieteni. De ce am avea nevoie de prietenia lor? Da, suntem vedete, suntem cele mai tari majorete. Ele nu sunt binevenite aici. Mă bucur că basketbaliștii nu au venit aici, cât sigur le-ar fi dat. Și nici mascota care ar fi strigat să le iertăm pe fete. Fetelor, să arătăm ca banii de mâine. Și basketbaliștii vor ieși cu noi atunci? Și dacă vor ieși... Majoretele banii nu vor veni aici pentru că nu mai au de ce. Nu? Așa e. Deci mâine le vom purta uniforma roz? Ți-ai ieșit de minți? Sunt mici pentru noi. Ne vom purta ca banii, vom vorbi ca iala, vom zâmbi. Iar basketbaliștii nu ne vor putea spune nu, pentru că noi suntem... Frogs! Da, azi e o zi urâtă, dar măcar am fost la cumpărături. Deci nu v-a ieșit planul cu prietenia? Am văzut cum v-au alungat adolescenții. Zalina, de unde știi asta? Nu putem ascunde nimic de tine. Fetelor, Zalina ne urmărește. Super, nu? Zalina, ce mai urmează? Am văzut totul de pe geam. Am văzut cum adolescenții stăteau și nu vă lăsau să vă apropiați nici măcar de rulotă. Și ce ai mai văzut? Am fost la cafenea după. La cea mai tare cafenea? Ce bine că n-ai venit și tu. Zalina, devină mai drăguță și poate într-o zi vei deveni prietena noastră. Da, fetelor? Fiți mai drăguțe, nu e vina ei. Se poartă ca bunicul nostru, nu are. Ok, să vorbim despre ceva mai important. Le vom transforma în zombie? Sigur vor fi prieteni cu voi. Cu noi? Tu nu te bagi în asta? Nastia, eu încă nu am devenit zombie. Atunci devin o zombie sau nu o să mai faci parte din grup. Ok, relaxați-vă. Haideți să mergem să ne demachiem și să dormim. Azi a fost o zi lungă. A, voi v-ați machiat? Maria! Nu e amuzant? Chiar dacă avem pielea albă, tot trebuie să ne curățăm fețele. Băieți, faceți-ne patul, vă rugăm. Noi vom merge la baie. Fetelor, veniți. Dragilor, dați like la acest video, abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel și așteptați noile noastre episoade. Și scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre decizia colegilor noștri. Noi am fost drăguți și iată că ei... Ne vom vedea curând! Pa, pa! Fetelor! Ia crezut asta!